Pentru începutul acestei emisiuni, l-am invitat pe un coleg puternic legat de cinema, domnul Octavian Sava, care este, dar ce nu este, este scenarist, este scenarist de film, este teleast, este dramaturg, a scris o piesă superbă despre utecești, care a ținut afișul decenii de-a rândul. Probabil că nu UTC-ul juca rolul principal Da, în piesă. într-adevăr, schema nota zero la purtare. Da. Așa. Se mai joacă și acum. Să mai joacă și acum. Da. Domnule Sava, nu o să vă întreb ce drepturi de autor ați luat după piesa aia, dar nu vreau să fiu indiscret. Dar dumneavoastră ați avut un destin, ați fost predestinat să intrați în viața cinematografică a țării, pentru că eu mi-amintesc că am găsit într-o revistă o primă referire la O dumneavoastră, revistă de cinema. într-o revistă de cinema, o primă referire la dumneavoastră în anul 1928, 1 1928. februarie. Da, 1 februarie era vorba despre nașterea domnului Octavian Sava, anunțată cinematografiștilor bucureșteni. Deci, și din țară. De ce tocmai într-o revistă de cinema? Pentru că la mine chestia cu cinematografia este o boală ereditară. Bunicul meu a fost patron de cinema și importator de filme. Tatăl meu a fost directorul cinematografului Aro, cum se chema pe vremuri cinematograful Patria. La același cinema, mama a fost mai târziu casieriță. Trebuie să vă spun, și eu m-am ocupat, cum ați spus, de film. Dintre tot, singurul bogat a fost bunicul meu. Da? Da. Tata a dus-o ceva mai prost decât bunicul și eu mai prost decât tata. Pentru că domnul Sava a venit și cu un film, aș vrea să vedem împreună un film de câteva zeci de secunde în care îl veți întâlni pe bunicul și pe tatăl domniei sale. În coada filmului exista și Eu Octavian Sava ca bebeluș, da. în scutec, dar scutecul s-a pierdut la proiectorul nostru și au rămas numai bunicul și tatăl domniei sale. Și există o confruntare între generații. Există bunicul resemnat, dar cu o demnitate extraordinară, care știe că și-a făcut datoria, care se retrage și mulțumește spectatorilor. Și există tatăl dumneavoastră, care este un tânăr înfloritor, care este stăpân pe situație, care abia intră în viață și intră cu toate Nu știa motoarele, ce nu l-așteaptă. știa ce l-așteaptă. Nu știa ce l-așteaptă. Și este aici, sunt aici, în aceste câteva secunde de proiecție, cum să spun, metafora unor existențe. Eu mă gândeam la Le Petit Déjeuner du Bébé, A, nu, nu, nu. Hai filmul de... să ne povestiți despre copilăria dumneavoastră, despre modul în care ați cunoscut, despre ce ați, cum arăta un cinematograf bucureștean. Eu m-am născut pe bulevard, unde erau, nu chiar pe bulevard, într-o casă de pe bulevard, vis-a-vis de cinematograful Capito. Era o stradă foarte animată, cu foarte multă lume și cu foarte, foarte multe cinematografe, pe ambele părți. Din păcate, cam 90% dintre aceste cinematografe au dispărut, nu mai au spectacol. Intrați în subiectul de Sava. Cum arătau? Un cinematograf Cinematograful copilării dumneavoastră. Capitol, de care mi-amintesc cel mai bine, și cinematograful Trianon, actualmente, dacă nu mă înșel, se cheamă București. Așa e. Erau împodobite, aveau lei și diverse stucaturi. Deci O era o zi de atmosferă. spectacol era o sărbătoare. Sala era parfumată. În timpul spectacolului venea un om cu o pompă de flit și stropea spectatorii să mirosim cu toții bine. Și la un moment dat, la cinematograful Capitol, a fost un film experimental în relief. Ni se dădeau niște ochelari verde și roșu parcă și vedeai filmul în relief și vă închipuiți că era un personaj care stropea sala cu un sifon. Și în același moment venea și parfumul în sală și, da, de asemenea, se intra nu la ore fixe, se intra când puteai și puteai să rămâi să vezi filmul în continuare. La cinema, după masă, lumea venea frumos îmbrăcată. Venea familia. Familia nu mai merge la cinema, merg Și, copiii. domnule Sava, faptul că cinematografele erau inițiativă, reprezentau inițiativa privată, nu făcea să fie deosebite de cinematografele Era o actuale? luptă pe viață și pe moarte. Era o luptă pe viață și pe moarte și oamenii căutau din timp ce filme să aducă, ce filme să Dar aveau și programeze. libertatea să Și aveau, programeze. bineînțeles, în București existau nenumărate case de filme, adică case care aduceau filme.
se făceau proiecții pentru cinema, cineaș, se simțea când este succesul. Uite, de pildă, tata a dus un film pe care dumneata știi sigur, se chema Extravagantul Mr. Deeds. Capra. În momentul când a fost premieră, tata și-a cumpărat automobil.